La structură n-ar face decât ceea ce ne-am propus ca obiective și ceea ce așteaptă oamenii care ne-au votat să se ducă de râpă. De aceea am hotărât să propunem o nouă organigramă a aparatului de specialitate al Consiliului Județean și de asemenea desființarea a două direcții. Principalul motiv, în afară de ce am spus, ar fi ca să avem o structură eficientă, nu o structură în care unii oameni muncesc și alții nu muncesc. Și e vorba și de responsabilitatea față de cheltuirea banului public.